Statele Unite trebuie să taie la întâmplare din bugetul național pentru a reduce cu 1,3 mii de miliarde de dolari datoria publică. La această situație s-a ajuns după ce o comisie a Congresului desemnată să facă recomandări pentru reducerea cheltuielilor a anunțat că nu a ajuns la un acord. Membrii supercomisiei care trebuie să găsească soluția pentru o reducere bugetară de 1,3 mii de miliarde de dolari pe următorii 10 ani s-au pus de acord asupra unui singur punct. Le este imposibil să se pună de acord. Asta la 3 luni după ce Congresul a cerut înființarea comisiei ca monedă de schimb pentru a permite Guvernului Statelor Unite să se împrumute cu 1 mii de miliarde de dolari în plus. Our Democratic friend said we won't cut one dollar more without raising taxes. So the whole deal is really being held hostage to this idea that the wealthiest people in America ought to get a bigger tax cut while everybody else chips in. Eșecul a fost întâmpinat cu îngrijorare pe piața financiară. Cu toate acestea, președintele american Barack Obama spune că Statele Unite nu sunt într-o situație disperată și că există soluții. There's no imminent threat to us defaulting on the debt that we owe, and either Congress comes up with $1.2 trillion, which so far they failed to do, or the sequester kicks in and these automatic. Asta înseamnă că, în lipsa unui acord între republicani și democrați, reducerile bugetare se vor face în egală măsură în cele două sectoare de care partidele țin cu dinții, taxele și apărarea, începând din 2013.